Am talent direct de pe scenă, în platou de la Neața. V-am adus patru invitați super interesanți, împreună cu stăpânilor, Mihai și Maria, doi studenți de 22 de ani. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Mulțumesc. Să facem, vă rog, prezentările. Ei sunt Dihori, Sid, Lia, Ania și Iuri. Ania, Iuri, Sid și Lia. Lia. Doi e mascul, două femele. Exact. Da. Sid e șeful, văd clar după... E masculul alfa. E masculul alfa. Eu știu din casă, din familie, că Dihorul e un super personaj în casă. Nu e doar ca un hamster pe care îl hrănește. Are o grămadă de lucruri de povestit. Spuneți-mi în două, trei vorbe, de ce ar trebui să-mi iau Dihor? În primul rând, pentru că e cu totul altceva decât un animal de companie normal. Gen câine, pisică. Deci nu e ca un câine sau o pisică. De ce? În primul rând, nu necesită la fel de mult timp ca un câine. Să fie scos de 2, 3, 4, 5 ori pe zi afară. Și în același timp e la fel de independent ca o pisică. Și are nevoie de mult mai multă afecțiune ca una. E adevărat, Maria, că un dihor cerșește să te joci sau să-l bagi în seamă? Da, sunt foarte perseverență, adică dacă își doresc cu adevărat ceva, obțin până la urmă chestia respectivă, inclusiv atenție sau orice altceva. Și din punct de vedere comportamental se găsesc între pisică și câine, adică nu sunt nici full independenți rotăcioși ca pisica, nici blegi și cerșetori ca un cățel. Da. Dar văd că le place camera, sunt deja celebri. Care sunt între ei? Care cu ce se deosebește? Masculul alfa, am înțeles. Sid e șeful. Da. Bun. Lia, ce face ea? E capul răutăților. Ea e capul răutăților, nu pare acum așa. Instigă pe toți la prostii și așa. Ea este și cea mai bătrână, ca să zic așa, din ei. Deci, deși e cea mai în vârstă, instigă pe toți la prostii. Da. Un fel de Flavia, bun. Mergem mai așa, departe. El este cel mai cu minte dintre toți, Iuri, iar ea este cea mai neasâmpărată, adică, nu știu, cu ea am avut, ca să zic așa, cele mai mari probleme. E mai activă. Mai independentă. De ce se zice că un dihor se poate ascunde și să nu-l găsești cu orele? Pentru că poate dormi în diferite locuri și... A, deci asta fac ei când se bagă în sertar? Da. Ațipesc. Și e greu să-i trezești. Da, adică... Poți inclusiv să tragi de ei și... Ai impresia că sunt morți la propriu, adică... Nu cred, da? Da, îl faci așa și... Și el doarme? Da. A, cât de tare. Puii sunt foarte simpatici, am văzut. Da. Și foarte jucăuși. Dacă vrei să ai o familie... Ce trebuie să știi înainte să îi lași să se împerecheze, să fete? Ai nevoie de acvariu, de o cutie, de ce? De multă liniște. Dar e de preferat să nu îi împerechezi, pentru că e destul de greu. Masculul miroase foarte urât dacă nu e castrat. Iar femela trebuie împerecheată de două ori pe an, pentru că altfel pot apărea probleme. A, deci dacă te apuci, trebuie să fii serios. Foarte documentat, foarte... Deci asta este secretul. Dacă sunt castrate, animalele nu miros. Nu miros, da. Deci mirosul celebru de dihor nu e chiar așa de celebru. Nu. Am înțeles. Ce trebuie să caut dacă vreau să-mi iau un dihor? Ce să-l întreb pe crescător? Dom'le... În primul rând, ce mănâncă? Da? Cu ce e obișnuit? Cu ce e obișnuit, dacă a fost... obișnuit cu oamenii, dacă a fost obișnuit cu alți dihori, cu alte animale. Aha, să nu se certe? Da. Bun, și în casă ce trebuie să am să mă pregătesc pentru venirea unui dihor în familie? Cutiuță, litieră? Da, ei își fac nevoile la litieră și noi, de exemplu, avem și o cușcă, dar ei stau liberi în cușcă, doar dorm. Da. Dar există persoane care nu au nici măcar cușcă, adică dorm prin sertare, au diverse culcușuri așa prin casă. Unde își fac ei locșoarele lor. Da, exact. Am înțeles. Sunt foarte haioși când se grăbesc, pentru că au corpul lung și alergarea lor nu arată alergare, nu? E ca un fel de țopăială. Da. Câte lucruri știu despre unde ești. Nu m-am dat seama. Este exact cum știu multe lucruri despre nevastă și n-am avut niciodată, dar se pare că s-a antrenat perfect pentru treaba asta. Dacă ați avea la o masă o întrebare din partea prietenilor,
Bă, ce să ne luăm? Câine, pisică, hamster, papagal sau dihor? Ce le-a spune? Depinde foarte mult de ce prieten întreabă. Da. Și de personalitatea lui. Am înțeles. Dacă este o personalitate foarte activă, câine. Dacă este o persoană ocupată care... Leneșă, zi bine. Nu, ocupată, care e plecată de dimineață până seara de acasă, i-aș recomanda un dihor sau pisică. A, da? Da. Deci oamenii se descurcă, dihorii, scuze. Da, ei dorm undeva în jur de 16 ore pe zi. Ia uite, semănăm. Și au nevoie, în general, au cam o oră de activitate, după aia iarăși dorm, încă o oră de activitate, iarăși dorm, deci nu e nevoie să... Ia uite. Fii non-stop. Am înțeles. Bine. Ultima întrebare, ce mănâncă? Ce mănâncă dihorii? Carne crudă, organe, oase, ouă. A, deci nu scap ca de un șoricel de ei cu niște grăunțe și ai scăpat. Există și boabe, ca să zic așa, dar este mai sănătoasă o dietă rău. Am înțeles. Deci chestii crude. Ia uzi. Mulțumim tare mult, domnilor dihori. Vă mulțumim că ați trecut pe la noi. Ham Talent este emisiunea ce se difuzează în fiecare duminică seară, 20:30. O emisiune la care, iată, găsiți tot felul de animale simpatice, unele cu giumbușlucuri deosebite, altele care au povești foarte frumoase. După cifre, mulți vă uitați, dar sunt sigur că și duminica asta puteți afla lucruri interesante de la Ham Talent. Antena 1, 20:30. Mulțumim!